În Vechiul Testament sunt relatate viețile a doi bărbați care nu ar fi murit niciodată. Ei, spune Biblia, s-au învrednicit să vadă slava lui Dumnezeu și vor avea un rol important în momentul venirii Apocalipsei. Cel mai cunoscut personaj biblic, despre care aflăm că nu a murit, deoarece a fost ridicat la cer de către Dumnezeu, este prorocul Ilie. Creștinii îl sărbătoresc în fiecare vară, pe data de 20 iulie. În Vechiul Testament este descrisă viața acestuia, conflictul său cu regele israelit Ahab, care trăia în păcate, și retragerea sa în pustie. La rugăciunile profetului, o secetă groaznică s-a abătut asupra ținutului, secetă ce a dus la instaurarea foametei peste poporul ales. Toate acestea ar fi fost făcute din dorința ca evreii să se întoarcă la credință. În timpul secetei, Ilie s-a retras din porunca lui Dumnezeu, dincolo de Iordan, unde era hrănit de corbi, animale considerate la acea vreme impure. Ilie Tezviteanul nu a murit, spune Biblia, ci a fost ridicat la cer într-un car de foc, considerat de Dumnezeu vrednic să vadă slava divină. Al doilea bărbat care nu a cunoscut moartea este Enoch. El a fost luat în mod tainic de pe pământ de către Dumnezeu, atât cu sufletul cât și cu trupul. Enoch este cel de-al șaptelea patriarh biblic, după cum aflăm din Biblie. La 165 de ani, i s-a născut primul său fiu, Matusalem. Și a umblat Enoch înaintea lui Dumnezeu după nașterea lui Matusalem 200 de ani și i s-au născut fii și fiice. Iar de toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Enoch și Ilie vor lupta cu Antihristul. Acești doi proroci au să se pogoare să vină din rai, trimiși de Dumnezeu. Când vor predica ei cu mare putere și vor înfrunta pe Antihrist, 3 ani și jumătate cât va împărăți el, sfinții Enoch și Ilie vor avea mare putere să străbată tot pământul cu fel de fel de minuni. Au să facă minuni mari și semne în Ierusalim ca să întoarcă pe evrei, căci ei nu se întorc până nu vin cei doi sfinți. Când vor predica, îi va auzi tot pământul și îi va vedea toată lumea. Și acestea sunt scrise de 2000 de ani, de când i s-au descoperit Sfântului Ioan Evanghelistul. Și voi da putere celor doi martori ai mei și vor proroci îmbrăcați în sac 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Și de va vrea cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor și îi mistuie pe vrăjmașii lor. Aceștia au stăpânire să închidă cerul ca să nu plouă ploaie în zilele prorociei lor, și stăpânire au peste ape să le schimbe în sânge și să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Și dacă vor sfârși mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și îi va birui. Și trupurile lor vor zăcea pe ulițele cetății celei mari, care se cheamă duhovnicește Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și din popoare, din seminții, din limbi și neamuri, vor privi la trupurile lor 3 zile și jumătate și nu vor îngădui ca ele să fie puse în mormânt. Iar locuitorii de pe pământ se vor bucura de moartea lor și vor fi în veselie și își vor trimite daruri unul altuia, pentru că acești doi proroci au chinuit pe locuitorii de pe pământ. Și după cele 3 zile și jumătate, Duh de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat pe picioarele lor și frică mare a căzut peste cei ce se uitau la ei. Așadar,
cu 7 ani înainte de sfârșitul lumii, după cum a prorocit Daniil, vor veni Enoch și Ilie, propovăduindu-le să nu-l primească pe Antichrist. Ilie va veni împreună cu Enoch, înainte de a doua venire a lui Hristos, pentru a osândi nelegiuirea cea fără de margini a lui Antichrist și a însufleți evlavia credincioșilor. Totuși, în ciuda tuturor acestor avertismente, marea majoritate a oamenilor, din pricina firii și a cugetării trupești, nu doar că nu vor reuși să priceapă de plină înșelare din purtarea exterioară a lui Antichrist, ci îl vor încuraja cu lauda și preamărirea lor. Sfântul Efrem Sirul spune că atunci când popoarele și semințiile pământului vor vedea virtuți și putere atât de mari în Antichrist, toate dinpreună se vor uni într-un cuget ca să-l proclame ocârmuitor, zicându-și unii altora: oare se va mai găsi vreun alt om atât de bun și drept? Atât de profund va impresiona Antichrist lumea cu purtarea lui dinainte chipzuită, arătându-se pe sine pretutindeni drept trimisul dumnezeiesc, Mesia cel adevărat, încât poporul evreu, înaintea altora, îl va proclama drept cârmuitor al lor, disprețuind cu totul prihănirile rostite împotriva lui de către sfinții proroci Ilie și Enoch. Mulți dintre sfinții care se vor afla atunci vor vărsa râuri de lacrimi către Dumnezeu cel Sfânt ca să fie izbăviți de balaur și cu mare sârguință vor fugi în pustietăți, în munți și în peșteri și cu frică se vor ascunde. Și li se va dărui aceasta de la Dumnezeu cel Sfânt și îi va povățui pe ei harul în locuri hotărâte și se vor mântui fiind ascunși în găuri și în peșteri, nevăzând semnele și înfricoșările lui Antichrist. Că celor ce au cunoștință, cu lesnirele va fi cunoscută venirea lui, iar celor ce își au mintea permanent la lucruri lumești, măcar dacă ar și auzi, nu vor crede și urăsc pe cei ce le-ar spune. Atunci va plânge tot pământul. Marea și aerul vor plânge împreună și dobitoacele cele sălbatice cu păsările cerului. Vor plânge munții și dealurile și lemnele câmpului. Vor plânge și luminatorii cerului, dinpreună cu stelele, pentru neamul omenesc, căci toți s-au abătut de la Dumnezeu cel Sfânt și ziditorul tuturor și au crezut înșelătorului, primind pecetea spurcatului Antichrist în locul făcătoarei de viață cruci. Vor plânge toate bisericile lui Hristos cu plângere mare că nu va mai sluji sfințirea și prinosul. În ziua cea mare a Domnului, Satana și Antichrist vor trimite draci să-i cheme pe toți împărații lumii la olaltă pentru o mare bătălie. Când această mare oștire va fi adunată la Armagedon, cea de-a 7-a urcie a lui Dumnezeu se va vărsa peste pământ. O uriașă năpustire de fulgere, tunete și vuiete și un cutremur de proporții de neînchipuit. O așa de mare zguduire, încât insulele vor pieri, iar munții vor fi făcuți una cu pământul. Într-o clipită, toată trufia omului va fi spulberată și se va risipi, marile lui centre industriale, culturale, artistice și de învățământ, toate lucrurile cărora omul li s-a închinat în locul lui Dumnezeu. Iar după ce se vor împlini 3 ani și jumătate ai stăpânirii spurcatului și după ce se vor împlini toate smintelile în tot pământul, după cum zice gura Domnului, atunci va veni Domnul și Mântuitorul nostru ca un fulger strălucind din cerul cel sfânt, cel prea curat și înfricoșat și prea slăvit. Atunci se vor deschide mormintele și va auzi țarina cea putrezită, acea mare și înfricoșată venire a Mântuitorului, și într-o clipă se vor scula toate semințiile și vor căuta la frumusețea cea sfântă a mirelui. Și milioane și mii de îngeri și de arhangheli
și nenumărate oștiri se vor bucura cu bucurie mare. Atunci se va arăta El, mântuirea noastră și mântuitorul nostru.